Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum veți sta da voi, cei din Zodia Balanță, sau care veți Ascendentul, sau Zodia, sau Luna, e două oară când spun asta, în Zodia Balanță, în perioada între 15 februarie 2023. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, unde puteți afla absolut tot ceea ce vă interesează, în legătură cu viața voastră. Nu ezitați să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem în primul rând care este energia principală pentru prima săptămână din uh, luna februarie și aici avem foarte multă curiozitate. Voi vă veți vorbi cu foarte multe persoane. Uh, apar informații din uh, cel puțin trei direcții diferite. Uh, pot, poate fi vorba de aceeași informații, dar într-o formă diferită de la fiecare persoană sau de la fiecare situație în, în parte vă doriți foarte mult să clarificați ceva, să rezolvați o chestiune legală, să uh, finalizați cu drumurile legate de acte, documente, autorizații. Poate fi vorba și de un drum la medic pe care îl faceți unii dintre voi. Puteți avea de a face cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător. Clar, aici unii dintre voi veți face un drum. Un drum important. Ia să vedem ce faceți la acest drum. E vorba de maturitate, cred că veți căuta niște informații serioase sau merge să vă întâlniți cu o persoană care are multă experiență într-un anumit domeniu care vă interesează pe voi. În a doua săptămână, este o săptămână în care va trebui să luați o hotărâre. Tot semne de aer apar și aici, geme, balanță, vărsător. Ia să vedem ce veți face nu dețineți toate informațiile, nu aveți toate detaliile. Ceva vă duce așa într-un impas, să spunem, în luarea acestei decizii, pentru că nu știți cu, concret ce se va întâmpla dacă alegeți stânga sau ce se va întâmpla dacă alegeți dreapta. Și aici vă vine un ajutor. Vine o persoană cu o ofertă, cu o veste către voi. Vine cu ceva important, exact cum am spus și în prima săptămână, care să vă facă decizia mai ușoară, luarea decizii mult mai ușoară, calea aceasta. Pentru că apare un noroc neașteptat sau chiar un noroc sau chiar un cadou care să vă ajute să vă alegeți calea. Poate că are legătură cu partea financiară, nu știți ce să faceți în plus. Ca să câștigați, ca să ieșiți din pasul financiar. Nu știți ce decizie să luați vis-a-vis -vis de o afacere, un loc de muncă, un proiect. Și ceea ce va veni către voi o să vă ajute să luați decizia corectă. Poate și în dragoste, nu știți exact ce să faceți, mai așteptați acea persoană, nu mai așteptați. Și aici vine o ofertă, vă caută acea persoană și vă îndreptați pe calea corectă, pe calea destinului. Da, este drumul vostru pe care îl veți urma. În dragoste, sunteți un pic cam îngrijorați, apare aici o apăsare, o teamă cu care aveți de-a face de a nu mai relua legătura cu anumită persoană. Simțiți că s-a terminat definitiv, nu știți ce să faceți, vă apucă panica. Poate fi vorba de neputință, poate fi vorba de reținere, sunteți rezervați, nu îndrăzniți să spuneți, ce gândiți, ce simțiți, să căutați acea persoană, vă blocați sau vă închideți în carapacea voastră. Puteți avea de face cu semne de foc, verbecleu săgetător sau cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător. Așteptați un semn, așteptați o schimbare și va veni din partea acelei persoane. Pe de altă parte, pe unii dintre voi vă văd în anumite relații cam imposibile. Iubiți o persoană influentă, iubiți o persoană cu mai mare decât voi sau mai mică decât voi, e diferență de vârstă, e diferență de statut, se fac multe comparații și de aici toată situația devine mult mai dificilă. Nu știți exact ce se va întâmpla de acum încolo. Pe planul profesional avem șaptele de cupe, iluzii, alegeri, oferte, fel și fel de situații care mai de care mai încântătoare, dar aveți tendința unei dintre voi să vă lăsați conduși de emoție, și să faceți alegeri pripite, pe când alții dintre voi veți fi un pic mai rațional și veți analiza foarte bine tot ceea ce vi se așterne în cale din punct de vedere profesional și nu grăbiți nimic din câte văd. Pentru că vreți un statut, vreți să ajungeți sus, poate e vorba de propria afacere, poate este vorba de un proiect personal, poate este vorba de un loc de muncă unde aveți posibilitatea de a evolua de a crește, de a ieși în evidență. De aceea nu veți grăbi nicio acțiune. Unii dintre voi apar situații încântătoare. Voi veți fi în centrul atenției. Voi veți fi privilegiați, privilegiați de situațiile acestea cu care veți avea de a face. Dar trebuie să fiți și foarte atenți la uh, anumite aspecte false, uh, oferte care de fapt nu sunt avantajoase, care au foarte multe, um, cum să vă spun eu, minusuri. Da? Poate vine o ofertă către voi, uh, simțiți că este wow, e tot ce ați așteptat, e minunat dar, de fapt, sub această ofertă se ascunde o situație neclară sau uh, foarte multă pierdere puteți avea, de aceea trebuie să fiți atenți la alegerile pe care le faceți. Din punct de vedere financiar, sunteți foarte îngrijorați, sunteți stresați, vă agitați foarte tare, apare mâhnirea aceasta când întâmpinați anumite probleme financiare și nu știți ce să mai faceți, să ieșiți din această zonă, încercați fel și fel de idei, încercați să vorbiți cu anumite persoane, dar trebuie să aveți răbdare, agitația aceasta nu vă ajută, ci vă duce de pe calea voastră. Dacă aveți puțină răbdare, lucrurile se vor liniști și va veni acel câștig financiar sau acea sumă de bani de care voi aveți atât de multă nevoie. Nu vă ajută cu nimic dacă vă stresați. Din contră, fuge succesul financiar. Apare o persoană care vine cu o propunere către voi sau o persoană atât de bună încât vă înțelege nevoia și o să vă uh, propună ajutor, vă spune vreau să te ajut eu, hai să facem cumva să ieși din situația aceasta, nu te mai stresa că o să fie bine. Din punct de vedere al sănătății, apar fel și fel de simptome, dar nimic serios care să vă îngrijoreze. Hai să vedem în afara stresului și anumitor drumuri care apar și vă stresează foarte tare și poți să vă creeze um, oboseală, dureri de cap, amețeli, um, stări de anxietate, poate unii dintre voi luați și un tratament, poate întâmpinați o durere în corpul vostru și nu reușiți să vă odihniți suficient de mult, dar văd că veți găsi un tratament sau o anumită persoană să vă ajute. Surpriza vine cu acest sprijin financiar. Deci, dragilor, nu mai fiți tensionați, nu mai fiți stresați, pentru că o să vă meargă foarte bine. Apar câștiguri din mai multe direcții. Creșteți din punct de vedere financiar, după care văd că stați așa liniștiți și meditați asupra lucrurilor care s-au întâmplat. Le analizați, vedeți ce puteți să faceți pe mai departe, pentru că... Uh, că să că câștigurile aceste financiare care apar vor fi pe termen lung, dar vă vor ține și foarte ocupați. Deci vă veți găsi menirea unii dintre voi. Pe de altă parte, reparația anumite relații, reparația anumite situații și un proiect începe să dea rod. Văd că faptul că stați și vă gândiți și analizați tot ce se întâmplă, vă aduce o direcție, vă aduce o situație benefică, dar veți munci foarte mult provocarea vine cu un succes, cu o mulțumire. Ia să vedem, legată de un drum. Nu credeți, probabil că poate să fie adevărat ceea ce se întâmplă în viața voastră și că dorința voastră chiar se poate îndeplini. Aici e un noroc neașteptat, o sumă de bani, un noroc în dragoste, o călătorie, o schimbare foarte mare care vă aduce provocare. De ce? Exact cum vă spuneam, pentru că sunteți tensionați, sunteți stresați, și când vine acest boom de fericire, de împlinire, de succes financiar, profesional, nu știți cum să-l gestionați. Sfatul vine cu împărăteasa. sa. Abundența este în viața voastră, dragilor. Profitați de aceste momente și vedeți cum puteți crește în domeniu în care vă doriți sau în chestia asta, într-un anumit aspect al vieții, că nu venea cum să-i spun, uh, și să fiți atenți la nevoile cuiva. Este o anumită persoană cu care veți avea o discuție, vă spune ce o îngrijorează pe această persoană și vă va cere sfatul, iar voi veți da dovadă de foarte multă înțelepciune. Ascultați, dragilor, că o să vă fie de folos situația. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!